Romașcanii iubitori ai sportului au avut ocazia sâmbătă să susțină noua echipă de handbal a orașului care a întâlnit pe teren propriu CSM Galați. Așa cum era de așteptat, meciul s-a încheiat cu înfrângerea handbalistelor romașcane lipsite de experiență față de echipa oaspete. Fata dumneavoastră joacă, deci emoțiile sunt și mai mari. Poate să crească echipa aceasta de tineri ce era odată CSM-ul. Perspective sunt de viitor, nu? Sunt scripiu de toată am jucat. Nu am fost jucat de la RFC, de la Roma, de aici, au crescut odată împreună. Dar am fost Eu doresc succes, în primul rând, și îmi pare extraordinar de bine că și-au revenit echipa, chiar dacă este divizia A, dar am fost plecat și n-am știut că au fost desfințat de echipa. Mi-a părut extraordinar, nu lipseam niciodată de la meci. Îi doresc succes în continuare și să-i dăm progres. Având în vedere că e un lot atât de tânăr, perspective sunt? Sunt perspective, fetele sunt talentate. Cum am auzit, e prima oară când le văd, am fost plecat în Italia, dar părerea mea că fetele tineri au un pic de talent, după cum mi s-a spus. Eu cred și sper să rezolvăm problema și că nu le zic. Ce așteptări aveți de la partida de astăzi? Nu știu ce. Să mergem și mai vreau să creștem, că la ceva nu se poate promova, nu știu așa. Dar aveți încredere în echipa aceasta tânără și că o să crească? Din potențial, nu? Și cu ajutorul Dumnezeu o să ajungem eu în Neapol și frumos. Sâmbătă 21 septembrie, CSM Roman va juca în deplasare în compania formației HCF Piatra Neamț.